Cum te simți acum că ai terminat numărul și ai coborât de pe scenă? Mă simt foarte bine. Nu o să uit niciodată această experiență foarte frumoasă. De unde această dragoste pentru portul popular și pentru muzica populară? Cred că de la Dumnezeu. Îmi place foarte mult să cânt muzică. Cânt și muzică de biserică, și muzică ușoară, și muzică populară. Cum l-ai descoperit tu pe Dumnezeu? Cred că toată lumea l-a descoperit de la vârste foarte fragede. Am auzit peste tot, pentru că El este Tatăl nostru. Ce te-a făcut să vii la România au talent? Păi, am vrut să vă arăt pasiunea mea pentru a cânta. Ai avut emoții când ai urcat pe scenă în fața celor patru super jurați? Sincer, nu prea am avut. Am avut mai mult bucurie. Pot să zic că mai multe emoții am avut înainte să urc decât atunci când am urcat. Cine este susținătorul tău numărul 1? În primul rând, părinții și profesoarele. Și în al doilea rând, de fapt tot pe primul rând, familia. Familia mă ajută cel mai mult.